Cetatea medievală a Severinului reprezintă unul din cele mai atractive obiective turistice din Drobeta Turnu Severin. În următoarea perioadă, aceasta își așteaptă turiști într-un număr cât mai mare să admire artefactele noi aduse și expuse anul acesta. Avem haine medievale noi, vestimentație nouă care să fie arătată turiștilor, avem arme medievale noi pregătite pentru a fi expuse și arătate turiștilor. De asemenea, au fost aduse niște standuri unde intenționăm să aducem fie meșteșugari care să prezinte suvenirul turiștilor, să pregătim ca un fel de târg medieval permanent, dacă putem să-i spunem așa, să oferim turiștilor tot ce au nevoie pentru a se simți bine în municipiul Drobeta Turnu Severin și în incinta cetății medievale a Severinului. Cetatea și-a îmbogățit patrimoniul devenind un spațiu muzeal semnificativ, o atracție pentru vizitatori. În cadrul obiectivului turistic există spații special amenajate destinate activităților comerciale și meșteșugărești. Turiștii vor găsi o cetate schimbată, mult în bine, cu multe lucruri noi. Va exista un târg medieval în fața cetății permanent care va aduce comercianți ce vor putea încânta turiștii cu produsele lor. În interior avem în pavilion deschis o expoziție, un fel de muzeu ce ține cont de multe lucruri din reperele istorice ale cetății medievale, în modul cum era ea populată la vremea când exista viață în această cetate. Cetatea medievală a Severinului este deschisă zilnic între orele 9-20, interval în care își impresionează turiștii cu istoria ascunsă în zidurile vechi.